Bună tuturor, astăzi o să vă arăt cum puteți activa funcția Farfield Voice Control. Și în primul rând o să începem cu configurarea televizorului, iar primul pas este pairing-ul dintre telecomandă și televizor. Țineți apăsat pe butonul Home și Left până se aprinde beculețul verde și după țineți apăsat pe butonul Google Assistant. Bun, setăm limba engleză. Trebuie neapărat să ne conectăm la o rețea Wi-Fi. Așteptăm să se conecteze. Următorul pas este să ne conectăm la contul nostru de Google. Bun, mai avem doar câțiva pași până terminăm configurarea. Bun, am terminat configurarea și acum avem trei pași simpli cu care activăm opțiunea. În primul rând, să aveți mare grijă ca butonul din spatele televizorului din partea stângă să fie dat pe on. Intrați la Device Preferences, la Power, activați Fast Boot, dezactivați Auto Standby. După coborâți la Screen Saver, Put Device to Sleep, este deja setat pe Never, trebuie să fie setat pe Never ca să meargă. Și am terminat, acum să-i dăm o comandă să vedem dacă merge. Ok Google! Play Michael Jackson on YouTube. Playing Michael Jackson on YouTube. Funcționează. Sper că v-am fost de ajutor. Ne revedem pe data viitoare.